Bună seara și bine v-am găsit să fac și eu ca ăla, ca mulți de ăștia creatori de content în pula mea. Eu nu fac așa, m-am plimbat 2 ore până tractorul să găsesc și eu un loc să fac un vlog. S-a populat zona asta, toți carteriști au ieșit la bot că e vineri, boșorogii pe bănci, bighidii pe trotinete, nu ai loc să mai faci un vlog. Am transpirat de m-am luat dracii, în sfârșit să beau și o bere, aici la linia ferată. Ce vreau să vă zic? În legătură cu cazul la Caracal, ăla m-a disperat deja, îmi vine să plec din țară și cred că voi pleca din țară și îmi bag pula. Aici nu mai e de stabă. Aici e de rahat. Ce să mai zic de poliția română care, eu v-am zis, i-am urât pe ăștia dămul, nu de acum. Are dreptate paraziții cu melodia anti-miliție. Se zice unui boschetar, a sunat fata aia de 1000 doar la 112, m-a și țipa la ea și pe lângă faptul că i-a zis să stai acolo, să nu pleci, cum zic mulți creatori de content, păi nu putea să plece de acolo că era răpită. Bun, asta a zis-o voi ca să nu ziceți după aia că vă imit eu pe voi și acum v-am zic una bună care n-ați descoperit-o niciunii creatorilor de content. Când a zis țipa bala ora, era speriată săraca, vai de capul ei fata și gabărul ăla ordinar țipost, oi gol, dai din gură, bă, că negreșit, un echipaj va veni negreșit. Și a venit negreșit, 19 ore. Cam asta e poliția, Hens. 19 ore putea lăsa o mare 100, dar nu asta e problema. Eu am cuplecat asta de mult. Ăștia o să facă la fel cu cazul ăsta, cum a făcut și cu colectivul. Lasă treci un an, doi, trei proști, uite, dă-i în pizda, mă, și noi ne pișăm pe ei, hai că e an electoral, că s-a alege prezidențială imediat, pula mea. Cine știe cât au omorât ăla, ăștia, dacă recunosc cu pe alea două bulangii ăștia, vor să oprească ancheta, să nu mai sapă în cimen la sclavul ăla, și acolo ăla are încă 100, precis. Nu să bă, nu oprește ancheta. Uite, a venit un sclav, îmi blochează vlogul. Oprește ancheta, tată, lei pe ăla, îi dai pe viață, băi, așa se face. Nu că a recunoscut două și așa. Pe viață, tată. În America era prăjit bine. Au venit și bube pe față de nerf de la ăștia. Asta e cu poliția română. Eu v-am zis, n-ai făcut nimic în viață, fă-te polițist dacă vrei să n-ai prieteni, fă-te polițist dacă nu ți se mai scoală, fă-te polițist dacă mă tai curvă și tatu-i comunist, fă-te polițist, fă-te polițist. Eu am băut o bere acum 5 ani, pula mea. Nici mă, ce bere mă, am băut o bere, am băgat bere la coșul de gunoi și după aia mai aveam o doză nedesfăcută, și să mă duc acasă. Când să mă duc acasă, a chemat o sclavă, nu știu, cred că era fisul gaborul ăla, nu știu, că aici e pe nepotism în țara asta. Că într-un minut a venit ea cu 3 dube, m-a luat, mă mir că nu mi-a pus cătușe. Direct la secție, amendă, eu eram cel mai mare terorist, ce dincă, mă, eu eram triplu dincă, domne. Amendă, n-am vrut să semne, faci până bun, nu 100, îți dau 500, că eu sunt sofan dorel, băi, și m-a enervat și îți dau 5.000, n-am amendă acum. Eu eram cel mai mare terorist cu berea nedesfăcută. Îi explicam prostului. Bă, dar să nu că legitimare, păi m-a luat cu duba, prietene, într-un minut a venit, nu știu ce pilă a avut aia. Că era fisul, era măsa în cur. Și la ăștia a venit în 19 ore. De arsă la 3 femei până a venit. Asta e poliția de căcă română. Să-mi bat pula în poliția mătii și în familia mătii. Mă piș pe amenda aia. Fătu-vă în gură să vă funiți până în ziua de azi n-am plătit-o și s-a prescris și mă piș pe voi. Și chiar dacă dați 100 de amenzi, mă turbă, fraier, și tot nu vă plătesc, dar nici nu mături, eu plec din țară și mă cac în voi, mă. Jigoșilor, morfem, poliția română, plătiți din banii noștri, bineînțeles, să ne dea nouă amenzi. Eu stau lângă secția 1 poliție, trec în fiecare zi pe acolo și băieții, ce să vezi, pe bănci, cu țigărușe, cu cafele, polițiste, și se fug și fac și copii pe băncile alea, cred că ăștia, bugetari ăștia care plătiți din banii noștri. Să o frece în dinți și să-mi dea mie amenzi sau să dea la altul amenzi, dar când e unul să o taie pe una, vine negreșit, vine și a venit negreșit, în 19 ore. Așa, acum, ca să nu mai lungesc, al doilea subiect pe care vreau să-l prestez, să-i mi-am morțit mâna, mai țin și cu asta, mai beau bere și cu dreapta, pula mea, al doilea subiect care vreau să-l pula mea bate aici, nu știu cum să țin asta, să mi se vadă mecla.
cu creatorii ăștia de content, gen Montana Vlog, gen căcăcă, și a pus el de la cu alăture de lângă, care e cu donații, cu bani, și după aia se mergă de ce la înjurană. Păi cum să nu te înjure, mă, când cerci și zlovele, dă-te drept. Voi, creatorii ăștia de content, care vă certați cu haterii, haterii cu voi și restul, păi nu mai bine, mă, să se închidă căcatul ăsta de YouTube. Ca să nu mai aveți ce vă certați, că din cauza voastră țara asta e așa, mă. Stați și frecați, că dacă românul vede că e de putoare pe YouTube, mai iese un pic de lovea, gata, hai. Ce să muncească, ce să... Nu mai bine să închide YouTube-ul ăla, mă, vă în gură să vă fut eu YouTube-ul ăsta și nu mai faceți niciun ban. Să văd după aia, mă, gen Montana căcat în morții mătii, dacă se închide mâine YouTube-ul, să văd ce o să faci, băi, părneașule. O să suși pula și vei ajunge boschetar, că pe tine nu te mai angajează nici dracu. Că ai făcut pușcărie, băule. Sau alți creatori de content, de aia care mâncă 10.000 de calorii pe zi, gen Dorian Popa, mâncă 10 chiftele, 10.000 de calorii și are 1.000.000 de vizualizări. Îți dai seama ce prost e poporul ăsta român? Păi să-mi bă pula în rasa voastră și în familia voastră, bă. Că de-aia vreau să plec de aici, să nu vă mai vă băga mea și pula în țara asta de căcat. Băga mea și pula în măta, în morții mamii voastre cu țara voastră de căcat, mă. Ăștia, mă, căcați ăștia de Big ID. Ai dau dreptate lui Montana Vlog, aia Big ID ăștia cu content de căcat. Mâine aș da lege să închidă căcatul ăsta de YouTube, să-i văd eu pe fraieri ăștia cum s-ar descurca. Punct. Nu mai bine ca mine, mă, faci vlog o dată din an în Paște, îți bași pula, faci mișto și plăi. Eu nu fac pentru și nu cerșez. Bă, ne subscribe, mă, cacă în măta, mă. Oricum, în țara asta, în stilul ăsta nu mai e de stat. Ce pula mea să... Hai, la revedere, că mi-e sete.